Stimiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest început de an pe care ni l-a dat fiecăruia dintre noi și urarea pe care aș vrea să vă transmit tuturor este ca în anul acesta Dumnezeu să ne binecuvinteze cu rugăciuni ascultate. Spun lucrul acesta pentru că textul planificat pentru astăzi, pentru meditația noastră, este din Evanghelia scrisă de Matei, capitolul 20, de la versetul 17 la versetul 34. În paragraful acesta, în traducerea Cornilescu, sunt prinse oarecum trei tematici diferite. Faptul că Domnul Iisus vestește moartea și învierea Lui, apoi cererea fiilor lui Zebedei ca să primească acele locuri privilegiate în împărăție și în cele din urmă o minune, este vorba de vindecarea a doi orbi la Ierihon. Din paragraful acesta, gândul meu, meditația mea se focalizează pe aspectul rugăciunii. Pentru că este vorba de o cerere pe care fiii lui Zebedei, prin mama lor, cer din partea Domnului Iisus unul să stea la stânga și altul să stea la dreapta împărăției alături de Domnul. La această rugăciune Domnul nu răspunde așa cum s-ar fi așteptat ei. Nu le onorează cererea pentru că într-o anumită măsură cererea lor a fost motivată de mândrie. În cuvântul lui Dumnezeu este important ca rugăciunea noastră să aibă nu doar un conținut corect, ci trebuie să aibă și o motivație corectă. Motivul pentru care am ales acest gând din textul amintit este pentru a ne reaminti că în rugăciunea noastră contează nu doar formulele pe care noi le împlinim, și despre care credem într-o anumită măsură că ne vor garanta răspunsul la rugăciune. Contează și relațiile noastre. Contează, în primul rând, relația noastră cu Dumnezeu și apoi relația noastră unii cu alții. Referitor la pașii pe care i-au făcut cei doi în cererea lor, am putea spune că trăim într-o lume orientată spre formule. Și chiar în ce privește viața spirituală. Auzim mesaje de felul următor. 5 pași pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt. 8 pași pentru rezolvarea problemelor. Oamenii îndeplinesc acești pași și apoi vin cu o dezamăgire. De ce nu este ascultată rugăciunea? Și răspunsul pe care am putea să-l dăm este că viața creștină nu înseamnă formule, ci înseamnă relații. Observăm în Matei 20 că Salome și fiii ei au ascultat de aceste reguli ale rugăciunii. Au avut o atitudine corectă de închinare, versetul 20. Cererea lor a fost una concretă, una specifică înaintea Domnului Iisus. Au fundamentat cererea lor pe o promisiune pe care Domnul a făcut-o referitor la răsplătirea ucenicilor. Au avut credință pentru că ei au luat în serios ceea ce spunea Domnul anterior și au fost una în cererea lor. Am putea spune aceste cerințe căutăm și noi să le împlinim în rugăciunile noastre. Însă Domnul nu le-a ascultat rugăciunea pentru că au avut o relație greșită față de ei înșiși. Fiecare credea că merită locul acela. Au avut o relație greșită față de alții, în sensul în care Salome a fost îngăduitoare cu fiii ei. De asemenea, au avut o atitudine greșită față de ceilalți ucenici, pentru că nu s-au gândit la consecințele acțiunilor. Și în cele din urmă am putea spune o atitudine greșită față de Domnul. Au manifestat ignoranță față de voia lui Dumnezeu și dacă ar fi înțeles ce înseamnă crucea, cu siguranță n-ar fi făcut această cerere. De aceea, gândul meu spre dumneavoastră și spre noi toți se îndreaptă având următoarea dorință.
în anul acesta Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, dar să nu uităm că înainte de formule sunt importante relațiile. Vă doresc binecuvântarea Domnului, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Amin.